ce facem azi? Hai că zic eu, că m-am uitat la televizor dimineața. Varza de ieri. Da. Că n-a avut loc să o faci ieri și o faci azi. Da, și păcat să o aruncăm. Stocul ăla îl transform într-o supă asiatică. Perfect, da. Mamă! Niște dumplinguri de carne porc cu creveți, gata, condimentate, fierte în zama aceea. Să pun și ciupercile lui Radu. Radu, Doamne ajută. Le ale câteva. Pun și câteva noi. Când se fiarbă în buionul ăsta, în supa asta, le mai fierbă o dată. Da. Pun un pic de sos de soia. Am niște paste care să le pun, niște proaspăt deasupra, verdeață proaspătă și un ou fiert. E o supă asiatică. Deci care... toate dacă... intră în supă? Unele, da. Și da, o să fac și mie de carne trasă în tigaie cu sos de soia, să-i dau un pic de încă o aromă în plus, cu un strop de zahăr. Fac o supă foarte faină, să știi. Și tot dacă tot e ziua crepsuzetului, clătite, da, clătitele franțuzești, am făcut rapid un sos în care am pus două linguri de unt, adică mult unt, vreo 100 grame de unt, am pus 4 lămâi și cam 4 portocale, 3 linguri de zahăr. Și amestec, ăsta e sosul care îl pun pe crepe suzet. Mamă. Și trebuie un pic de alcool. Da, trebuie să lasă îngroașă un pic, dar nu trebuie mult, înțelegi? Ce trebuie, alcool? L-am strecut un pic de alcool, da. Aromat, e fain ca să flambăm un pic. Tot de la Radu, avem niște amare. Tot de la Radu, da. Și acum mă gândeam din carnea asta și cu varza, să fac niște varza, un fel de varza la Cluj. Se zice că varza la Cluj e un fel de mâncare pentru femeile gospodine. Mai puțin gospodine, cele care ar fi mai, n-au vreme să învârtă un pic. Deci ieri șu farsi. Și astăzi varza la Cluj. Un fel de varza la Cluj. Am slănină, am ceapă, fac un sos de roșii, pentru că am niște roșii pe în frigider care sunt deja un pic moi, dacă bagi de seamă. Și atunci roșiile moi care le ținem în frigider, serios, dacă nu, să mai coapte, sherry, dulcege, un pic de usturoi, le blendești și atunci, în loc să cumpăr sos într-o conservă, îl faci. Să le folosesc pe aia. Țineți vorba că...